În fiecare an, comercianții se pregătesc din timp pentru Crăciun. Spații ample sunt rezervate ornamentelor pentru bradul tradițional. În hipermarketul din municipiu, ofertele sunt atât pentru cei conservatori care caută globuri roșii și betal argintie, cât și pentru cei mai curajoși care doresc un brand modern în culori neon. Comercianții s-au pregătit încă din timp cu decorațiunile de Crăciun. Prima temă oferită de comercianți este cea a unui Crăciun clasic. Asta înseamnă globuri albe sau roșii cu motive uneori scandinave, adică reni sau mici fulgi de zăpadă. În schimb, pentru cei mai avangardiști, comercianții au pregătit o nouă tematică. Se numește Tender Snow. De această dată, bradul poate fi colorat în roz, violet sau în turcoaz. Designerii spun că globurile trebuie neapărat asortate cu betala. Puteți alege dintr-o gamă foarte largă care include și culori mai puțin obișnuite. Dacă doriți neapărat un brad decorat după moda sezonului, atunci nu trebuie să ratați betala maro sau argintie. Cu greu ne putem imagina un Crăciun fără bomboanele salon. Ele provin de la curțile vieneze, erau date în dar doamnelor și domnișoarelor care participau la bal și erau ambalate și atunci în staniol și hârtie colorată. Nu doar bradul și casa se bucură de atenții speciale. Cei dragi se așteaptă să primească daruri în seara de Crăciun, astfel că pe lângă promoțiile tentante, comercianții au pregătit și cadouri gata, ambalate pentru cei cu mai puțină inspirație. Un coș tradițional din Noiele, cafea de bună calitate, un cozonac special și o sticlă de vin sunt ingredientele unui pachet reușit care poate impresiona atât familia cât și colegii sau colaboratorii.